Aloha, prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi, având în vedere că este primul video din 2023, în primul rând vreau să vă zic la mulți ani, vă mulțumesc că urmăriți acest canal și m-am gândit că cea mai bună idee pentru videoul de astăzi ar fi să facem un review al pieței cripto în anul precedent, în 2022, și să vedem cum am trăit eu acest an în piața cripto, ce părere am avut eu despre acest an din punct de vedere al investițiilor în spațiul cripto și de ce cred că este cel mai dificil an pentru industria blockchain. Ca să ne aducem aminte mai ușor cum a evoluat această piață în 2022, vom folosi site-ul CoinMarketCap, zona de snapshot, unde putem merge pe anumite zile din 2022 sau din orice dată din trecut. Și da, vom merge pe 2022, vom merge undeva pe luna ianuarie, haideți să mergem pe 16 ianuarie, atunci când piața cripto încă nu era în bear market, cel puțin nu oficial. Și asta pentru că Bitcoinul, deși avea o corecție destul de măricică, cam 30% dacă nu mă înșel, totuși avea un preț de 43.000, Ethereum stătea undeva la 3.350, iar BNB foarte aproape de 500 de dolari. La începutul lunii ianuarie, trebuie să recunosc că nu eram în crypto, eram în stablecoins, ieșisem din piața crypto, și asta pentru că după scăderea uriașă din decembrie 2021, am simțit că începe acest bear market și am decis să ies din piața cripto în a doua jumătate a lunii decembrie. Atunci nu eram foarte bucuros de alegerea făcută pentru că piața mai crescuse puțin, cel puțin în anumite altcoinuri. Au crescut destul de mult în perioada decembrie-ianuarie, adică în urmă cu un an, dar pe termen lung cred că a fost o decizie foarte bună pentru că a venit un bear market chiar mult mai agresiv și mai dur decât sincer mă așteptam. Suntem pe 13 februarie 2022 și, bineînțeles, piața mai scăzuse puțin în luna februarie, 42.000 pe Bitcoin, 2.800-2.900 pe Ethereum, adică sub 3.000 de dolari, și multe monede aveau prețuri din ce în ce mai bune, de exemplu Polkadot era sub 20 de dolari, era 19 dolari și era una din monedele preferate și mă gândeam să o acumulez. Solana era 93 de dolari, un preț foarte bun la acea dată pentru Solana și da, multă lume considera că va fi o mică corecție și eu la fel consideram că voi aștepta câteva luni ca piața cripto să scadă și luasem în calcul la acea dată o scădere sau un bear market de 6-9 luni, mă gândeam că undeva în vară se va termina această corecție și prin perioada respectivă aveam de gând să încep să intru din nou în piața cripto sau la anumite prețuri care pentru mine erau foarte atractive la monedele sau la proiectele cripto pe care eu le urmăream. Deși mulți investitori se așteptau ca piața cripto să aibă un bear market destul de mic pentru că adopția acestei industrii crescuse foarte mult, totuși șocul a venit pe 24 februarie și asta pentru că la acea dată Rusia invadează Ucraina, a fost o știre șocantă pentru tot globul și a fost o știre care a devastat toate piețele de investiții, inclusiv piața bursieră sau piața cripto, și atât Bitcoin cât și S&P-ul au avut scăderi foarte mari în ziua respectivă, scăderi care ne-au arătat într-un fel că da, după pandemie, după așa așteptata recesiune care era așteptată de mulți în perioada respectivă, acum aveam parte și de un război. Și menționez și de o recesiune pentru că, deși la acea dată nu se vorbea oficial de o recesiune, totuși în spațiul online mulți vorbeau despre acest lucru pentru că în 2021 s-au printat foarte mulți bani în America, mulți bani au fost oferiți celor din Statele Unite prin acele stimulus check, un fel de ajutor din partea statului american, și acei bani au fost practic pompați în investiții, în S&P sau în cripto. Și bineînțeles, toată lumea aștepta și o plată pentru acele decizii luate de guvernul american și se aștepta la o mică recesiune în 2022. În orice caz, pe 24 februarie, atunci când Rusia a intrat în Ucraina, țin minte că au scăzut foarte mult, în special altcoinurile, de exemplu Polkadot scăzuse undeva la 14 dolari, un preț pe care îl consideram foarte atractiv. Dar cu toate astea nu am avut curajul să intru atunci în piața cripto. Ce se întâmpla pe plan extern mi se părea mult mai grav față de investițiile mele, de portofoliul meu, și am ignorat atunci să investesc, deși am urmărit prețurile. Țin minte că anumiți influenceri din România și-au luat mult hate pentru că recomandau la investiții și ignorau ce se întâmplă în acel conflict care era foarte aproape de România. Da, în orice caz, ideea e că mulți considerau că sunt prețuri foarte mici, dar culmea a fost că în 2022 am avut parte de prețuri din ce în ce mai mici.
De asemenea, tot în perioada respectivă, Rusia a avut parte de primele sancțiuni și a fost eliminată de la acel sistem de plăți numit SWIFT. Da, menționez acest subiect doar pentru că are legătură cu piața cripto și asta pentru că mulți investitori erau foarte bullish pe Bitcoin în perioada respectivă. Mulți considerau că probabil Rusia, dar și alte țări vor adopta Bitcoinul sau blockchainul ca un sistem de plăți internaționale, să zic așa. Și personal cred că era o mare prostie și era cel puțin din perspectiva mea doar o variantă prin care acei influenceri din spațiul cripto încercau doar să nu recunoască ce se întâmplă, atât recesiune, criză mondială, război, și doar încercau să promoveze ideea că Bitcoinul poate crește până la 100.000 de dolari, care din punctul meu de vedere era o prostie în perioada respectivă, dar cu toate astea vedem că Bitcoin a crescut de la un preț de 34, aproape 35.000 de dolari, undeva până la 48.000 de dolari, adică o creștere de 38%, și asta doar pentru că mulți se așteptau ca spațiul blockchain și Bitcoinul să înlocuiască sistemul SWIFT. Mergem pe 3 aprilie 2022, la o lună jumătate distanță de la acel conflict, și vedem că Bitcoinul sau piața cripto era destul de optimistă. Bitcoin avea un preț de 46.000 de dolari, Ethereum apoi 3.500 de dolari, BNB-ul 450 și în special Polkadot, vreau să menționez, pentru că Polkadot de la un preț de 14 dolari în februarie a ajuns până la 23 de dolari în aprilie. Cred că foarte mulți așteptau prețuri din ce în ce mai mari în piața cripto și asta deși Fedul american anunțase încă din noiembrie 2021 că va mări dobânda de referință, că va lua măsuri pentru a combate inflația, aceasta fiind de fapt știrea care a cauzat acea scădere atât pe Bitcoin, dar și pe S&P, pe piața bursieră, și care practic a început acest bear market. Dar cu toate astea, mulți sincer în perioada respectivă ignorau aceste semne și da, așteptau Bitcoin la 100.000 de dolari. De asemenea, dacă toți suntem pe această pagină, pe aprilie, pe 3 aprilie 2022, vedem două chestii interesante, două monede care ocupă primele 14 poziții. O monedă este pe poziția 9, Terra Luna, avea un preț în perioada respectivă de 113 dolari, dar nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în următoarele luni, în timp ce stablecoin-ul monedei sau proiectului respectiv, Terra USD, avea un preț de 1 dolar, exact cum ar trebui să aibă orice stablecoin. Doar o lună mai târziu, undeva în luna mai, piața cripto avea parte de cel mai mare crash din 2022, un incident care, din punctul meu de vedere, a cauzat acest bear market, adică această scădere uriașă pe care o avem în acest bear market. Și aici vorbim, bineînțeles, de Terra Luna și în special de stablecoin-ul UST, care își pierduse prețul de 1 dolar. Deoarece Luna folosea un algoritm pentru a garanta acel preț de 1 dolar pentru UST și folosea de asemenea moneda Terra Luna pentru a garanta acel preț, din păcate au fost printate și mintate multe monede Terra Luna. Vedem că circulating supply a ajuns undeva la un număr uriaș, cred că e vorba de 6 catralioane, nu știu, oricum e un număr foarte mare, și această monedă a ajuns de la un preț de 86 de dolari pe 5 mai la un preț cu foarte multe zerouri doar câteva zile mai târziu. Țin minte că prețul avea la un moment dat 5 zerouri în față, deci o scădere uriașă pentru Terra Luna, și cu toate astea proiectul este încă în viață, adică încă trăiește, și vedem că chiar ocupă poziția 40 în clasamentul CoinMarketCap. Personal consider că acest incident a fost cel mai grav din 2022 și asta pentru că în primul rând a arătat că un proiect care era în top 10 din piața cripto a avut o scădere uriașă, de asemenea a provocat, după cum am văzut în următoarele luni, diferite insolvențe la multe companii importante din spațiul cripto. Voyager, Celsius, Free Arrows Capital sunt doar câteva companii care au fost afectate de crash-ul celor de la Terra. Și de asemenea, cred că acest incident a cauzat ca mulți investitori să-și piardă încrederea în această industrie, și asta pentru că acel stablecoin, UST, care, după cum am zis, trebuia să aibă un preț de 1 dolar, a ajuns la un preț de 2 cenți, o scădere uriașă. Deci pentru un stablecoin, dacă un stablecoin are o scădere de 50x, ce să ne mai așteptăm de la o criptomonedă? Și mai ales de la o criptomonedă care era în top 10, care avea o capitalizare de 40 de miliarde de dolari, și a ajuns să aibă o scădere uriașă, adică aproape 100%,
și de asemenea a cauzat foarte multe sinucideri pentru că era o monedă cu o creștere frumoasă în 2022 și mulți investitori erau all-in pe această monedă, mulți și-au vândut casele tocmai pentru a investi în Terra Luna. Cu toate astea, fondatorul proiectului Terra a trecut destul de ok peste acel incident și de asemenea a lansat o nouă monedă, o monedă Terra. Aceasta este noua Terra, Terra Luna, și cealaltă Terra se cheamă Terra Classic. Nu știu din ce motive unii investitori aleg să investească în această monedă care practic nu mai are absolut nicio utilitate, pentru că mulți dezvoltatori, mulți developeri au plecat de pe blockchain-ul celor de la Terra și acel stablecoin UST oricum nu mai are niciun preț de 1 dolar, adică are, dacă nu mă înșel, tot un preț de 3 cenți în prezent. Iar Duke Kwan, omul care stătea în spatele acestui proiect, se pare că a retras sume destul de mari din proiectul Terra și acum fuge de autoritățile din Coreea de Sud, undeva în Serbia. După cum am menționat, acest incident cauzat de Terra a cauzat la rândul său alte crash-uri în piața cripto, a cauzat de fapt un efect de domino și mai multe companii, printre care BlockFi, Frieros Capital, Voyager, Celsius, au fost afectate. Practic, o anumită companie, de exemplu, era afectată de Terra Luna, această companie, la rândul său, afecta alte companii și pe lângă aceste companii, BlockFi, Voyager, Celsius, trebuie să luați în calcul că au fost și alte exchange-uri mai mici, unele le-am prezentat pe canal și multe exchange-uri mai mici sau companii mai mici sunt de asemenea în faliment după crash-ul proiectului Terra, dar nimeni nu vorbește despre ele pentru că sunt proiecte mici și nu au afectat piața cripto la nivelul la care Frieros Capital, de exemplu, unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din această industrie, a afectat domeniul cripto. Bineînțeles, au apărut anumite companii din spațiul cripto, precum FTX sau Binance, care au încercat să salveze aceste companii, precum BlockFi sau Voyager, dar despre acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Ca să vă dați seama cum a evoluat piața cripto după crash-ul proiectului Terra, cel mai bine ne uităm pe graficul monedei Bitcoin. Bitcoin avea pe 3 mai un preț de 40.000 de dolari, un preț pe care mulți îl visează în această perioadă, dar vedem că imediat după scăderea monedei Terra Luna a scăzut și Bitcoin. Bitcoin a avut o scădere de 33% până la 27.000 de dolari, iar apoi, deși dădea semne că vrea să-și revină, Bitcoin la 31.000 de dolari, acolo s-a chinuit destul de mult și apoi a urmat o scădere sub 30.000 de dolari, o scădere până la 17.700, o scădere uriașă și da, acolo a fost semnul pentru mulți că piața cripto a intrat în bear market și acolo, bineînțeles, după cum s-a aflat mai târziu, a fost și momentul în care mulți jucători importanți, printre care, de exemplu, și Tesla, au vândut cantități foarte mari de Bitcoin. Suntem pe 10 iulie 2022 și vedem că Bitcoin avea un preț de 20.000 de dolari, Ethereum avea un preț de 1.100 de dolari, BNB-ul 234 de dolari și Polkadot sub 7 dolari, 686 dolari. Da, o scădere mare pentru Polkadot și Solana de asemenea 37 de dolari. Da, așa arăta piața cripto în iulie 2022, dar un proiect din această listă avea parte sau urma să aibă parte de o veste foarte bună în acea lună. Și asta pentru că pe 15 iulie 2022 dezvoltatorii proiectului Ethereum au anunțat sau au confirmat data prin care data la care proiectul trecea la acel Ethereum The Merge sau Ethereum 2.0 și data la care făcea trecerea de la protocolul Proof of Work la protocolul Proof of Stake, asta într-o perioadă în care toată lumea vorbea de creșterea prețului pentru energie electrică, deci era o știre foarte bullish pentru Ethereum, iar moneda lui Vitalik Buterin, care avea un preț de aproximativ 880 de dolari undeva pe 18 iunie, da, a avut o creștere frumoasă după data de 15 iulie și a ajuns de la un preț de 1000 de dolari cu aproximație undeva până la un preț de 2030 de dolari într-o perioadă foarte scurtă de timp și asta în bear market. Piața cripto a rămas cam în aceeași zonă pe perioada verii și vedem că în septembrie, de exemplu, Bitcoin avea tot un preț de aproximativ 20.000 de dolari, Ethereum avea un preț de 1600 pentru că se apropia acel Ethereum The Merge, dar majoritatea monedelor aveau cam același prețuri, Solana 32 de dolari, în timp ce Polkadot avea un preț de 7 dolari, în timp ce dacă mergem puțin mai jos, vedem că moneda noastră
preferată, cel puțin pentru cei din România. Elrond ocupa poziția 44, avea un preț de 51 de dolari și asta pentru că a fost afectată de un anumit hack, dar un hack la care, sincer, proiectul și dezvoltatorii au făcut față cu brio. Proiectul de asemenea a anunțat în luna septembrie un eveniment care avea loc undeva până la sfârșitul lui 2022, X-Day, un eveniment care era organizat la Paris și care a oferit o știre foarte interesantă pentru comunitatea Elrond, iar Elrond urma să-și schimbe brandul, urma să se redenumească Multiverse X și asta pentru că erau probleme cu acel nume Elrond care era deținut de cei care aveau drepturile de autor ale francizei Lord of the Rings și da, ca să nu fie alte probleme mai mari, din păcate Elrond acum a trebuit să se numească Multiverse X. Până în luna noiembrie nu au fost mari schimbări în piața cripto și vedem, de exemplu, pe 6 noiembrie că Bitcoin era tot pe prima poziție, da, ciudat sau nu, era pe prima poziție cu un preț de 20.000 de dolari, Ethereum avea un preț de 1.572 de dolari, în timp ce BNB-ul avea un preț de 340 de dolari, în timp ce proiecte precum Solana sau Polkadot, da, erau exact la același prețuri pe care le înregistrau și pe perioada verii. Și de exemplu, dacă mergem puțin mai jos, vedem un alt proiect destul de interesant. FTX ocupa poziția 25 pe CoinMarketCap și avea un preț de 22 de dolari. Asta pentru moneda unui proiect sau a unui exchange care pentru mulți era competitorul direct al exchange-ului Binance. Pe 8 noiembrie 2022 avea să urmeze un nou crash, un nou incident foarte grav în piața cripto. Asta după ce CZ, CEO-ul celor de la Binance, anunța pe Twitter faptul că va vinde toate monedele FTT pe care le avea. Acesta investise în exchange-ul FTX încă de la lansare și avea o sumă foarte mare, aproximativ 500-600 de milioane de dolari în tokenul FTT și deoarece era conștient de anumite probleme pe care acest exchange le avea, amenința că le va vinde, că va face un dump în piața cripto. Și da, a fost un nou șoc pentru industria cripto. În primă fază se vorbea de faptul că CZ, că Binance va achiziționa compania FTX și le va oferi o mână de ajutor acestora, dar după ce oamenii din spatele companiei Binance au analizat situația de la FTX, au văzut documentele și au văzut exact problemele care erau pe acest exchange, s-au retras din această tranzacție, iar prețul monedei FTX a scăzut de la un preț de 23 de dolari undeva pe 7 noiembrie până la un preț de 2,2 dolari, asta în doar 2 sau aproximativ 3 zile. Acest crash a afectat de asemenea și compania Alameda Research, companie care era deținută tot de FTX și de Sam Bankman-Fried. Și bineînțeles a cauzat un crash uriaș în piața cripto, de exemplu Bitcoin de la un preț de 21.500 a avut o scădere absolut uriașă, a avut o scădere până la un preț de 15.500 cu aproximație, o scădere de 27%, cel mai mic preț înregistrat de Bitcoin în ultimii 2 ani și de asemenea pe altcoin-uri a fost dezastru. De exemplu, Polkadot a ajuns până la un preț de 4,2 dolari, dar probabil cel mai mare șoc este pe Solana. Solana de la un preț de 39, aproape 40 de dolari, a avut în primă fază o scădere până la 12 dolari, o scădere de 67-68%, dar în luna decembrie a scăzut undeva până la 8 dolari, o scădere de 79% și da, Solana, sincer, pare un proiect îngropat, un proiect care practic e în comă și asta doar din cauza celor de la FTX. Crash-ul celor de la FTX avea să afecteze de asemenea și alte companii, BlockFi, o companie pe care ei au încercat să o salveze în această vară. Acum intra din nou în insolvență, Gemini de asemenea, o altă victimă, nu directă, dar o victimă indirectă a crash-ului FTX și de asemenea Genesis, o altă companie foarte importantă din spațiul cripto care arată că exact ca Terra, acum FTX-ul cauza un efect de domino și afecta mulți jucători importanți din spațiul cripto. Și deoarece toți utilizatorii care au folosit platforma FTX acum nu mai aveau acces la fondurile lor, s-a cauzat un nou trend în spațiul cripto, mulți au încercat să-și retragă toate investițiile de pe exchange-urile centralizate și aici cele mai afectate au fost Huobi și Crypto.com, două exchange-uri despre care se vorbea la un moment dat că de asemenea nu ar avea
toate fondurile utilizatorilor pe platformă și da, aici a fost din cauza celor de la Crypto.com care au făcut la un moment dat o tranzacție greșită către Huobi. Da, Crypto.com până la urmă a trecut de acel incident pentru că a făcut față cu brio la toate retragerile pe care utilizatorii le-au solicitat într-o perioadă foarte scurtă de timp și da, a fost un incident care a arătat că investitorii sau utilizatorii din spațiul crypto au ajuns să-și piardă încrederea în exchange-urile centralizate. Acest incident cauzat de FTX a dus până la urmă la crearea unui fond numit Proof of Reserve, prin care orice exchange poate arăta în timp real toate fondurile care se află pe platforma respectivă și utilizatorii pot vedea că fondurile lor sunt în siguranță și pot fi retrase în orice moment. Dar din păcate chiar și Binance a fost victima celor de la FTX și asta pentru că dacă ne uităm pe CoinMarketCap în zona de spot, vedem că pe Binance acel Proof of Reserve care era undeva la 65 de miliarde de dolari în urmă cu o lună, momentan este de doar 47 de miliarde de dolari. Asta pentru că și Binance era suspectată că nu ar oferi o transparență și nu ar avea toate fondurile pe exchange-ul centralizat. Și da, încă o dată vedem că toți investitorii și-au pierdut ușor-ușor încrederea în toate exchange-urile centralizate, inclusiv în Binance. Iar acesta este, din punctul meu de vedere, review-ul anului 2022 pentru piața crypto. Un an foarte dificil, un an pe care mulți îl așteptau ca un... îl vedeau ca un bear market pentru această industrie, pentru că piața crypto crescuse destul de mult în 2021, dar cred că nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze, la incidentele FTX, Terra Luna și la incidentele cauzate și de alți jucători foarte mari din piața crypto. Personal, cred că 2022 a fost cel mai dificil an pentru piața crypto, cel mai greu an pentru această industrie și asta pentru că, deși mulți așteptau un mini bear market, dacă putem zice așa, nu cred că se așteptau la crash-uri așa de grave, la crash-ul proiectului Terra, care în acea perioadă ocupa poziția 10 în clasamentul CoinMarketCap, de asemenea crash-ul unui exchange foarte important, FTX, un exchange care era pe a doua poziție după Binance în ceea ce privește volumul zilnic tranzacționat și asta fără să luăm în calcul și alte crash-uri foarte grave, BlockFi, Voyager, Celsius, Fieros Capital, Alameda Research, sunt doar câteva nume, Genesis sau Gemini au probleme mari în această perioadă. Da, este un an foarte dificil pentru piața crypto, mulți și-au pierdut încrederea în această industrie și asta într-o perioadă în care aceste măsuri pe care Fedul American le ia în această perioadă încă nu s-au terminat, vor continua și în acest an, în 2023, și va fi încă un an dificil pentru Bitcoin. De asemenea, pe lângă recesiune, pe lângă inflație, pe lângă aceste măriri de dobândă anunțate aproape lunar de Fedul American și aceste crash-uri foarte mari pe FTX sau Terra Luna, Bitcoinul sau piața blockchain a avut parte și de un război, un război foarte grav, un război care a afectat de asemenea economia lumii și da, a fost o perioadă foarte dificilă și pentru piața bursieră, dar mai ales pentru piața crypto. Sunt curios ce părere aveți voi despre piața crypto din 2022 și sunt curios cum v-a afectat piața crypto sau investițiile voastre în acest an, dar și ce părere aveți despre 2023, noul an care a început și care, după cum am văzut, unii consideră că poate fi un an foarte bullish pentru piața crypto. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit și noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!